Și gold, 5000 gold, not bad, not bad. Puține arrows, not bad. Spear Goblin 83, ok, un heal. O valchiră, 120 de knights. Mie personal mi se pare foarte tare că i-au căzut. Oh, oh, boys, legendară. Mie nu mi-a picat. Deci eu am făcut 12 win-uri, nu mi-a căzut legendară și lui fratele Body îi cade. Come on, dude. Și sper că îi place, sper că e fericit și pentru 100 de gemuri legendare, eu zic că nu e rău absolut deloc. No, salutare fraților, ce faceți? Eu sunt Scaru și astăzi vreau să ne jucăm puțin la Flying Machine Challenge. După cum probabil unii dintre voi deja știți, eu am jucat acest challenge pe live, am făcut 12 win-uri din a doua încercare, 12. 12 nu-i chiar corect sau e corect, în fine, nu contează. Și acum, fiindcă eu am făcut deja 12 win-uri, 12, e mai scurt 12, come on, o să zic 12 for life, știi? Am cerut contul unui abonat să mă joc pe contul lui, că poate, poate, cumva îi fac și lui un 5 minute, un 8, un 10, cine știe, poate îl pot ajuta cumva și vreau să vă dau și vouă unele sfaturi, să înțelegeți cel și cel mai mult. Din câte am observat eu, lumea pierde fiindcă își alege cărțile greșite, poate nu v-ați jucat suficient de mult să vă dați seama ce carte e mai bună la eventul ăsta, poate nu știți să le folosiți cum trebuie, la partea cu folositul, acolo e mult prea mult de explicat, la partea cu alesul cărților, poate vă pot ajuta puțin și poate vă ajută să câștigați și voi mai multe meciuri. După cum v-am spus, poate am avut noroc, poate n-am avut noroc, nu știu, dar eu din a doua am făcut 12 win-uri. Hai să vedem dacă putem, câte win-uri putem face acum. Țineți cont, nu o să vă arăt absolut toate meciurile, o să vă arăt numai meciurile puțin mai interesante, o să vă arăt primul meci cu siguranță, un meci de pe la mijloc și ultimul meci și probabil o să vă arăt câteva picuri, câteva alegeri și de ce aleg asta și de ce nu aleg asta altă. Problema este că timpul e destul de scurt în care noi avem timp să, gen, timpul e de 10 secunde pe carte, dacă nu mă înșel, și în alea 10 secunde ar trebui să vă explic de ce am ales o asta și nu cealaltă și așa mai departe. Noi hai să-i dăm drumul, fraților, eventul costă 100 de gemuri, primim cartea cea nouă care este Flying Machine-ul, e o carte din punctul meu de vedere foarte tare, e un fel de mușchetară cu mai puțină viață și puțin mai puțin damage, dar zboară, ceea ce mie mi se pare genial și are attack speed mai mare decât mușchetara, dar damage evident mai mic. Eu când ziceam damage mai mic ca și mușchetara, mă refeream la DPS, damage per second. E puțin mai mic decât cel al mușchetarei, dar atacă mult mai repede decât mușchetara, cu mai puțin damage, bineînțeles. No, bun, fraților, destulă vorbărie, hai să-i dăm blană. După cum vedeți, băiatul a făcut aici deja două win-uri, noi încercăm să luăm cartea, sincer. Noi, ăsta e scopul nostru, să ajungem la 8 win-uri de data asta. Hai să dăm battle. No, bun, am început, ne batem cu Dylan. Aici challenge dintre Ice Spirit și Scheleți, sincer îmi aleg Scheleții, că putem să distragem cărțile mari ușor. Aici îmi aleg Wizard-ul, mi se pare mult mai puternic decât Witch-ul în general. Trei mușchetare sau ăsta? Puuu, îmi aleg ăsta în speranța că voi găsi un Fireball sau ceva. Îmi aleg Flying Machine-ul, că mușchetarele sunt cam scumpe. Graveyard sau Prințesă? Vai, dificil. Îmi aleg Prințesa. Aici nu au fost neapărat cele mai bune picuri, gen am avut cărți foarte geniale, nu știu dacă îl câștigăm sau nu. De obicei, ca sfat general, alegeți-vă cărțile mai scumpe. Știu că eu tocmai mi-am ales 3 mușchetare în loc de, Flying Machine. Mi-am ales Flying Machine în loc de 3 mușchetare. Știu că n-a fost poate cea mai bună alegere, dar mușchetarele sunt mult prea scumpe din punctul meu de vedere. Problema de acum este că mi-am folosit prea mult elixir. Și nu cred, hai să vedem dacă avem, o să dau, voi da lightning-ul pe ăștia, cred. Sau, nu, punem executioner-ul, hai că executioner-ul se descurcă cu tipii ăștia, come on, dude, come on, arată-le cum stă treaba. Așa, arată-le la băieți cum stă treaba, o să ne luăm o grămadă de damage pe turn. Și când zic o grămadă, mă refer la o grămadă. Ne pică turnul? Sper să nu. Hai să vedem, facem și noi un push aferent. Hai și tu, du-te și tu wizard-ule pe push și hai să dăm și cu un goblin barrel. Ok, au pus mușchetară, dar Wizard-ul cu Executioner ar trebui să bată mușchetarele. Excelent, nice. Am mai dat și noi niște damage. Băi, nu stăm atât de bine. N-avem cărțile foarte bune, sincer. Eu nu sunt fericit de ce picuri avem. Nu, rip turnul, yep, rip turnul. E ok, e ok. Mă așteptam să cadă turnul, sincer. Acum trebuie evident să-i dăm două turnuri, altfel pierdem cam nasol. Încă n-am folosit Flying Machine-ul. Ceea ce nu e mare brânză. N-am avut ocazie potrivită de Flying Machine. Hai să dăm, uite, acum un Flying Machine. El o să ne pușeze pe stânga, asta cu siguranță. Deci trebuie să avem mare grijă ce facem, ce pușăm. Ok, ia un lightning, că facem value. Oh, nice, 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 nice value, nice value. Ăla-i rip, perfect. Și dă turnul, hai să vedem. Hai să vedem. A dat turnul și bate și prințesa, fiți atenți. Come on. Ăla-i, easy peasy, bun. Hai că acum suntem la egal. Suntem la egal. Bineînțeles, e foarte important să și folosiți cărțile cum trebuie. Acum eu probabil voi da fail-uri că sunt oarecum nou la joc încă, dar băi, eu zic că mă descurc. E ok, nu e chiar atât de rău. Mai bine decât joc mai bine decât majoritatea oamenilor. Asta îmi place mie să cred. Ok, ne-o dat mare rachetă, știm că rachetă, ia de acolo. Ia-o și pe asta.
Ia și Flying Machine-ul. Problema este din nou că am dedicat foarte mult elixir acestui push. Ok, a murit Electro, not bad. Dăm cu Lightning? Dacă mai pune ceva, dăm Lightning. Come on, dude. Mamă, pe easy peasy din câte văd eu aici. Nu înțeleg ce face tipul ăsta. Adică dintr-o dată îl dominăm maxim. Nu așa. Ok. Și ce crezi că ai rezolvat? Că-s rip deja fetele. Fetele, cochetele. Pam, pam, pam. Ok, pește, uite-te și tu, și-a pus, joacă foarte prost tipul ăsta, Dylan, adică își pune cărțile și-a pus în fața la Executioner două cărți una lângă alta, come on, ăsta e easy peasy, n-are nicio șansă, băiatul nu știe să joace, avea, eu zic că avea deck, un deck suficient de bun cât să ne bată, dar n-a jucat-o el bine, ceea ce pe mine nu mă supără, nu mă înțeleg ce zic greșit, bun, direct, 3 coroane, ăsta a fost primul meci, fraților. Voi încerca să vă arăt la fiecare match, voi edita astfel încât la fiecare match să vedeți picurile, de ce aleg, ce aleg și de ce aleg acel ceva. Altă chestie generală, dacă vedeți golem, luați fraților golem. Golemul e OP la eventul ăsta. Golemul e OP fiindcă e foarte greu să găsiți cărțile potrivite să-i faceți counter. Și de multe ori nu le aveți. Și dacă nu le aveți, atunci golemul face ravage. Bun, îi dăm blană, next. Ok, aici avem Ice Spirit sau Goblin Spearman. Goblin Spearman, clar să distragem cărțile mai mari, precum prințul și alte chestii de genul. Miner sau clonă, nu-mi place clona, luăm minerul. Să tancheze, puțin de niște damage. Balon sau witch, asta e dificil, dar luăm balonul că ne trebuie win condition. Și dintre P.E.K.K.A. și elicopter, sincer aleg P.E.K.K.A. Că P.E.K.K.A. dacă scapă de sub control, dacă nu ai ce să-i pui și noi nu prea avem în deck ce să-i punem la P.E.K.K.A., e înfricoșătoare. De exemplu, din cărțile astea 4, eu aveam goblinii și dacă are un zap pentru goblin, P.E.K.K.A. se duce de două bucăți la turn și rip turnul, fraților. Și de aia n-am putut să risc să-i las lui P.E.K.K.A., că P.E.K.K.A. pentru mine era o problemă mare. Vedeți, fraților, ce ziceam, golemul e OP. Dacă aveți opțiunea să alegeți golemul, luați golemul. Lightning-ul, fireball-ul, racheta, iar sunt spell-uri foarte importante. În general, vă mai spun o dată, în general luați cărțile mai scumpe. Dacă aveți, de exemplu, de ales între Fire Spirit și Goblin, acum, contează mult ce aveți în mână, dar eu, mie îmi plac mult cărțile cum scheleții, goblinii, Goblin Gang-ul, Spearman-ii, goblin normal, știți, cărțile micuțe care să distragă cărțile mari. Dar dacă aveți de ales între Goblin și Wizard, alegeți clar Wizard-ul, că Wizard-ul le dă o bucată și gata, alegeți counter-ul de obicei. Mai tot timpul. Bun, fraților, mai joc câteva meciuri și vă arăt de fiecare dată când fac picuri. Hai să-i dăm drumul. Ok, Electro Wizard sau asta? Electro Wizard de OP, clar Electro Wizard-ul. Flying Machine sau Scheleți? Flying Machine-ul, că scheleții nu o să-l ajute pe el foarte mult în situația asta. Lightning sau Poison? Clar Lightning, să scoate mult value. Cărți care îți aduc mult value, fraților. Zap sau Ice Spirit? Clar Zap în situația asta. Hai să vedem ce cărți mai avem în mână. Nu știu ce cărți ne-a dat. În fine, fraților, trecem la următoarea tură. Da, altă victorie, 3 coroane, fraților, ăsta a fost al treilea match, al doilea, nici nu mai știu, cred că al treilea match a fost, bun, hai să vedem acum câte alegem, vă arăt așa finalul match-ului și ce cărți alegem, avem 3 cu 0, not bad, am dat battle, alegem, ăsta e rage cu P.E.K.K.A. combinat, practic, Electro sau tipul ălalt. Mie personal îmi place foarte mult Electro, așa că prefer Electro aici. Prinț sau Miner, clar Prințul pentru charge-ul ăla. Charge-ul ăla e insane. Băi, nu avem removal, dar nici nu are el nimic pentru care mai avem noi nevoie de removal. Așa că mi-au cartea asta decât Arrows. Și nu avem nici nimic ce e foarte slab la Arrows, așa că am preferat să-i dau lui Arrows. Hai să vedem ce ne-a dat el nou. Yeah.
Iar am făcut 3 victorii, fraților, ăsta e al patrulea meci cu 3 coroane direct. Da, acum eu vorbesc, știi, așa că, bă, nu e atât de greu challenge-ul ăsta, dacă știi ce să-ți alegi, dar poate, poate, am noroc la cărți, dar totuși asta e a treia oră, asta e a treia oră când mă bag la challenge și deja suntem la 4-0, iar nu e rău, bun, hai să te înțelegem. Și de aici alegem graveyard sau mașinăria, eu prefer graveyard-ul, mi se pare foarte tare, e foarte tare dacă nu ai counter pentru el. Miner, aș putea să combin minerul cu graveyard-ul, dar nu vreau asta, așa că mi-au balonul, balonul mi se pare mai important decât minerul. Nu pot să-i las, nu pot să-i las Goblin Barrel-ul, trebuie și aș putea să-mi iau Lava Hound-ul, să fac Lava Lunul. Nu știu ce să zic. Mie personal îmi place foarte mult Goblin Barrel, așa că mi-aleg Goblin Barrel și Electro Wizard. Vedeți, Electro Wizard-ul face counter foarte bun la Lava Hound. Bun, ne vedem la win. Sau la loot. Ok, fraților, asta a fost un match foarte strâns, sau am câștigat sau n-am câștigat? Am câștigat, wow, asta a fost foarte la limită match-ul. Bine, e posibil să fi pierdut, deci dacă îmi dădea turnul ăla, cred că pierdeam. Suntem la 5-0 momentan, nu e atât de rău. M-am gândit mai bine ce o să facem, acum o să mă auziți. Practic fiecare match o să-l dau pe repede înainte, știți, să vedeți și toate meciurile. Că m-am gândit că poate unii dintre voi ați fi curioși să vedeți ce s-a întâmplat în match, știți. O să dau toate meciurile pe repede înainte, fraților, să le și puteți vedea. Și o să vă las doar partea asta în care eu vorbesc acum pe normal. Aia am făcut 5000 de gol la băiat, dăm battle, hai să dăm 5-0, fraților. Și alegem Ice Wizard sau Witch. Prefer Ice Wizard, duc e mult mai ieftin. Prefer Ice Wizard aici. Racheta sau Poison? Iau racheta. Chiar dacă e posibil să fi fost o greșeală, Electro sau Knight-ul ăla, iau Electro, că mi se pare foarte tare. Electro mi se pare genial, pur și simplu. Aici, fără discuții, luăm Wizard-ul, fiindcă minionii își iau one shot. Ori îl batem, avem 3 cărți care se bate minionii. Electro, Ice-ul și cealaltă carte ce era ea. Bun, fraților, fast forward. Da, tipul ăsta ne-a rupt, fraților, a avut cărți bune. Ce m-a distrus de la tipul ăsta a fost Dark Prince-ul ăla. A avut o carte oarecum care să tancheze, noi n-am avut nimic de genul. Bine, am avut Royal Giant-ul să tancheze, dar era mult prea scump și când eu puneam Royal Giant, el punea altceva pe cealaltă parte și trebuia să mă apăr, frate. A avut și P.E.K.K.A. mare, a avut și Dark Prince-ul. Asta este, nicio problemă, mai pierdem, mai câștigăm, uneori pur și simplu nu avem noroc. Se întâmplă, dăm battle. Bun, aici alegem clar Lightning. Lightning-ul iar e genial la eventul ăsta. Deci dacă aveți Lightning, luați-l, fraților. Aici ne luăm mașinăria contra miner, că până mașinăria bate minerul. Aici e puțin dificil, dar sincer aș merge cu P.E.K.K.A. că e mai ieftină și cu P.E.K.K.A. putem face counter destul de bine la Elite Barbie. Aici să-i înghețăm sau să-i scuipăm? Are poison. Hai să-i scuipăm mai bine. Hai să-i scuipăm să vedem ce ne dă domnul. Ce ne dă domnul? Ce ne dă oponent? We'll be right back.
Da, am dat iarăși 3 coroane, fraților. A fost un match, gen primul push, la primul push am câștigat match-ul ăsta. Suntem la 6-1, dacă nu mă înșel, nu e atât de rău, după cum vedeți. Încă 2 win-uri și facem rost la fratele Body de carte. Bine, nu e Body cel real. E un tip din clan care probabil e foarte mare fan Body și a pus numele Body. Bun, avem 6-1, hai să dăm blană, battle. Ok, heal sau freeze? Nu suport heal-ul, luăm freeze-ul. Freeze-ul poate fi foarte tare, uneori. Asta e foarte dificilă. Cred că aleg Sparky-ul aici. E posibil să fi făcut o mare greșeală. Sparky cu golem. Problema este că nu avem ce să-i facem. Are prea multe zburătoare. Oh, avem Electro, bun. Electro e foarte tare pentru zburătoarele astea. Mie îmi place să aleg Sparky-ul, fiindcă Sparky-ul e greu să-i faci counter la Sparky. Dacă nu ai ce trebuie, e destul de dificil, știți? Bun, îi dăm blană, fast forward. Da, am mai câștigat un match, fraților, din nou, puterea golemului, n-ai ce-i face, frate, golemul IOP. Au fost meciuri în care am pierdut, chiar dacă am avut golemul, dar aia înseamnă că, băi, chiar ai cărțile nașpa, știi, să pierzi, gen, când ai golemul. Foarte tare, avem, cât avem, 7-1, nu e rău deloc, cam așa am avansat și în a doua mea încercare. Țineți cont, asta e doar a treia încercare în care mă joc la acest challenge. Draft challenge-urile... Eu consider cu cât te joci mai mult, ca la orice, cu cât te joci mai mult, cu atâta încep să ai un feeling așa, să încep să înțelegi cum merg lucrurile, știi, experiență pur și simplu. Și ce am făcut mie, fiindcă la Clash Royale ăsta îmi plac foarte mult challenge-urile, cum am avut ocazia să mă joc la challenge, cum am jucat challenge, drafturile mi se par cele mai tari din tot Clash Royale ăsta, e cea mai tare chestie să te joci draft challenge. Bun, next. Aici alegem fără discuții Nightwitch-ul, pentru că bați cu Nightwitch-ul, îi faci counter la miner și după aceea te duci mai departe. Royal Giant sau Prinț, clar, pentru charge-ul la OP. Goblini sau Dar, aici mă tentează să aleg goblinii normali, dar ăsta arată mai bine. Varianta înțeleaptă ar fi să aleg goblin. Nu. Nu, îmi aleg eu goblin normali, să nu aibă el goblin normali să distragă prințul prea mult și golem fără discuții. Dacă îi lăsam lui goblin normali, putea să-mi facă counter la prinț că trebuia să dea prințul de 3 ori. Așa pe fraierul ăla mic îl bate o singură dată. Și la damage sunt oarecum la fel, 3 golem sau un de la un dart goblin. Sunt foarte similar la damage, cred. N-am calculat, dar nu cred că e mare diferență. Da, și cam așa m-am dus pe 3 stele, nu știu dacă reușesc să le fac, dar eu zic că reușesc. Da, le-am făcut fraților încă un win, i-am făcut rost de carte la băiat, după cum vedeți, golem, easy fucking win, nu? Ce v-am zis de la începutul jocului, ai golem, câștigi, foarte fucking ușor. Da, 8-1, i-am luat carte la băiat, ce să zic, foarte fucking awesome, nu? Sper că e ok, gen, nu știu, video-ul ăsta deja am început cu o idee de video și continui, gen, v-am spus că vă arăt fast forward în caz că vreți să vedeți meciurile, să nu ziceți că cineva îmi boostează sau ceva de genul. În unele meciuri uit că nu trebuie să vorbesc și că doar joc, că le dau fast forward și mai și vorbesc. În fine, hai să-i dăm blană, fraților. Next. Eu bun, suntem la 8-1, P.E.K.K.A. sau Hog. Asta e dificil, aleg P.E.K.K.A. că facem counter fine la Hog cu pecuța. Aici Giant Skeletonul mi se pare OP, fraților. Deci Giant Skeletonul, să știți, e OP, la fel. Arrow sau Fireball, aleg Fireball. Avem un deck cam scump momentan, Wizard sau Prințesă. Asta e greu, fiindcă avem... Aș alege Wizard-ul.
că prințesa moare relativ ușor, plus că are Eros și îmi dă Eros pe prințesă, ne făceam counter singuri. Bun, deci cam, în fine, eu mă grăbesc că nu am timp să vă explic. Dăm blana. Da, încă am ratat Fireball acolo, dar tot am câștigat. Am văzut oportunitate, el a pus, a vrut să pușeze și pe partea dreaptă, încă 3 coroane. Da, după cum vedeți, fraților, nu e chiar atât de greu. Acum probabil toată lumea, băi, scară, ce arogant ești, ai câștigat și te de două ori în viața ta și te dai mare acum. Nu e chiar așa. Bun, hai să dăm 9 cu 1, fraților, facem 10, facem 10, ar fi nașpa să nu facem 10. Și alegem, oaia asta e dificilă. Goblin Hat-ul e cancer și ăsta e cancer. Nu știu, chiar nu știu aici. Aleg cancerul ăsta la de damage, că ăsta dă AOE. Aici aleg Zeppo, fără discuții. Aici Arrow sau Log. Log. Log, fiindcă i-am dat lui Goblinașii și numai bine putem bate Goblinașii foarte ușor. Cu ăsta și face defense bine, eu îmi iau Graveyard, că nu am momentan niciun win condition. Deci momentan eu am un turn care ne apără, două spell-uri și Graveyard. Hai să vedem cum merge match-ul. Fast forward. Da, ăsta l-am pierdut, fraților. A avut golemul, ce coincidență. A avut golemul și am pierdut. Poate n-am jucat eu cât de bine se putea juca gen match-ul ăsta, dar nu știu, ar putea fi o coincidență, dar oare chiar e? Da, fraților, golemul ăla e scary. 9 cu 2. Hai să-i facem 10, să luăm măcar goldul ăsta. Obiectivul meu pentru video ăsta era să fac 8 win-uri, am făcut, ni l-am atins, hai să-i dăm mai departe. Bun, Lumberjack sau Dark Prince. Mie personal îmi place foarte mult Lumberjack-ul pentru rage-ul lui. Aici ne luăm clar elicopterul, hai, dă-ne un golem, Goblin Barrel sau Prințesă, ne alegem Goblin Barrel-ul, că mi se pare genial, dă prea mult damage, Electro Wizard fără discuții, numai bine îl putem opri pe Dark Prince cu Electro Wizard-ul. Bun, da, astea au fost picurile, nu știu, gen, eu fiindcă mă grăbesc, voi trebuie să oarecum faceți să aveți voi, nu știu cum să explic, să vă dați voi seama de ce am ales ce am ales, eu încerc să vă explic, dar se întâmplă prea repede totul. Bun. Pușul clasic, ia de acolo, ia-l și pe ăsta. Hai că ăsta-l bate acum, ăștia doi se bată de fapt. Ați înțeles voi ideea. Ăsta o să moară fără discuții. Măcar o mai dat ceva? Nu prea o mai dat nimic. Aștept să-și aia target și pun fire spiritele. Come on, come on, come on. Ăla-i, frumos. Ne-am luat ceva damage. Ups, iar vorbesc degeaba. E posibil să fie ăsta ultimul match, așa că eu o să tot vorbesc momentan. Ci că iar vorbesc degeaba. Ok, acum există riscul de a fi ultimul match, știți? Și de asta acum voi continua să vorbesc și dacă, nu știu. Hai cu Hog, 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 ăla, fugi după Hog. Așa, și... Come on, aici am crezut că o să dea. Mamă, dintr-un fireball mi-a distrus două cărți importante. Băi, nu e rău, a ieșit bine, adică 1700 la 1700, ținând cum că a avut pack, am luat puțin prin surprindere, e ok, zic eu. Ok. Well played, mulțumesc. Hai să-l facem pe Fryer, fii atent. Lumberjack combo cu Goblin Barrel. De-aia îmi place mie să folosesc Goblin Barrel și Fire Spirit, că știu că are arcașe. Ok, interes. Oh my god, le-a dat o bucată. Jesus, that guy, man. Aici o să-i dau ăsta cu Electro Wizard-ul. Boom. Oh shit, am vrut Electro Wizard-ul când a dat el balonul. Am jucat-o foarte prost. Deci, uite, asta a fost o greșeală care m-a costat jocul. Nu datorită cărților care le-am, ci datorită felului în care am jucat, da. Deci, dacă pierd meciul ăsta, e pentru faza aia din dreapta de acolo. De asta, dacă ar fi să pierd meciul ăsta, de aia îl pierd.
Dacă ar fi să-l pierd, zici că pă, dacă eu îl pierd, Avem scheletul. Bun, trebuie să facem push pe stânga, că măcar la mai rămân 1700 viață față de 2500. O să fac, uite, așa, ăsta cu ăsta. Și ăsta îl ignorăm momenta. Oh my god, are și Dark Prince, really? Hai cu scheletonul, nebunotonul. Ok, ăla e scary. Tipul ăla care vine pe mine acum e scary. Buf, come on, mori ăla, a murit, perfect. Easy game, easy life. Tot n-am câștigat, mai am 30 de secunde, fraților, să câștig. Come on, oh, s-o lua de P.E.K.K.A. Cred că ăsta a fost meciul, fraților, da, cel mai probabil ăsta a fost meciul. Din păcate, numai 9 win-uri, eram atât de cocky. Hai, Hogule, du-te după Hog, come on, îi dai heal pe naiba. Ce bucată i-a dat. Da, n-am cum să-l... În 14 secunde nu am ce să mai fac la tipul ăsta. Curentează-i, easy peasy. Da, ne-a bătut foarte bine, GG lui. Fraților, cam asta a fost treaba cu challenge-ul ăsta. Vă mai... O scurtă recapitulare, da, dacă aveți golem, alegeți golemul. Dacă aveți hog și giant, alegeți hog-ul, nu alegeți giant-ul. Giant-ul costă mult, e destul de ușor să-i faci counter. Poți să-i faci counter mai cu orice la giant, da? Să zicem că pronunce să-ți dea câteva bucăți, tu deja îi dai o grămadă de damage cu orice ai în mână, frate, poți să-i dai damage. Dar la hog, hog-ul e mult mai rapid, mult mai... E mai greu să-i faci counter, îți trebuie niște chestii specifice, îți trebuie un timing perfect. Pentru giant, în schimb, nu prea. Deci, pe scurt, alegeți golem, preferați hog-ul peste giant sau royal giant-ul, preferați cărțile mai mari, decât să alegeți dintre goblin și wizard, alegeți wizard-ul. Acum, bineînțeles, depinde ce aveți în mână, dar majoritatea cazurilor. Graveyard-ul e foarte tare, fireball-ul, lightning-ul, racheta sunt foarte importante de ales dacă aveți oportunitatea asta. Alegeți-vă executioner și... Ciclopul ăla de dă cu bolovan, nu știu cum îl cheamă, Bowler-ul. Foarte tari cărțile alea. Și dacă aveți oportunitatea să luați ceva precum Inferno Tower, vă recomand să vi luați. Acum depinde cu ce, depinde din nou, de ce, cum arată deck-ul vostru, dar Inferno Tower e foarte tare pentru simplu risc că poate are el golemul. Fraților, cam atât de la Scaro, sper că v-a ajutat cu ceva, ați văzut că nu e chiar atât de dificil să luați cartea nouă. Noi ne vedem mâine pe live, multă baftă, pa, pa. Era să uit, dacă tot am făcut 9 win-uri, hai să vedem ce cad din chest, nu măcar atâta. Hai să vedem. Și gold, 5000 gold, not bad, not bad. Puține arrows, not bad. Spear Goblin 83, ok, un heal. O valchiră, 120 de knights. Mie personal mi se pare foarte tare că i-au căzut. Oh, boys, legendară. Mie nu mi-a picat, deci eu am făcut 12 win-uri, nu mi-a căzut legendară. Și lui, fratele Body îi cade, come on, dude. Și sper că-i place, sper că-i fericit. Și pentru 100 de gemuri legendare, eu zic că nu e rău absolut deloc. Și avem Lava Hound, era zic Inferno Hound. Tot îmi vine să zic Inferno, că arată așa infernal tipul, știi? Băi, fraților, avem un Lava Hound. Not so bad. Băi, ce să vă spun, asta a fost și cu video-ul ăsta. Ne vedem mâine pe live, pa, pa, fraților.